vreau să vin la dumneavoastră legat de această chestiune legată de NATO care apără spațiul aerian al Republicii Moldova. Astăzi am văzut declarații ale purtătoarei de cuvânt a NATO care spune că e vorba de un sistem de apărare care detectează drone, rachete și avioane care ar fi putut intra în spațiul aerian al Republicii Moldova. Sistemul AWACS, necunoscut. Nu știți că am avut în presă o întreagă discuție de ce sunt dislocate aeronave AWACS în România, ce se pregătește. Pregăteam în momentul respectiv o invazie a Federației Ruse din România și veniseră AWACS-urile. AWACS-urile sunt sistemele de cercetare aeriană, cercetare și control, pentru monitorizarea situației aeriene în spațiul NATO, dar și în zona de interes a NATO. Acum, Republica Moldova este o zonă de interes a NATO, ținând seama că atât șef de stat sau de guvern din Uniunea Europeană și din NATO sunt prezenți la această întâlnire de nivel înalt. Este o acțiune firească, în definitiv. N-a spune că este o preluare a apărării antieriene, o preluare a apărării spațiului aerian al Republicii Moldova de către NATO. Nu. Pe timpul desfășurării summitului se face verificarea din punct de vedere al supravegherii și controlului aerian și sigur se poate reacționa în cazul în care apar situații deosebite. Dar pentru că ați ridicat acest subiect, Republica Moldova are într-adevăr o problemă serioasă. Nu cu mult timp în urmă, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, insista la un sprijin, mai ales venind dinspre țările Uniunii Europene, pentru dotarea armatei Republicii Moldova cu sisteme de apărare antieriană. Are un deficit foarte mare, mica armată a Republicii Moldova. Problemele sunt mai complexe dintr-un asemenea punct de vedere, dar dincolo de complexitatea lor, iată, Moldova este din nou pe harta bună a lumii prin organizarea acestei întâlniri. Pe de altă parte, observ că inițiativa lui Macron a prins destul de bine, deși în general pe președintele francez noi nu-l credităm ca cel care reușește din punct de vedere, să-i spun, practic ceea ce ar trebui să însemne solidaritatea și o politică comună în Europa, pentru că aici vorbim, de participarea Uniunii Europene, da, dar și altor state din afara Uniunii Europene. Vom vedea ce se termină acest summit acolo, pentru că s-a semnat o declarație între România și Andrei Iohannis și Zelenski cu privire la ajutorul pentru război. Vă mulțumesc foarte mult, doamne Bălăceanu. Doamna